până la vârsta de 39 de ani, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu aproape deloc. Acum am 50 și de 11 ani mi-am predat sufletul, mi-am predat viața în mâinile Domnului și lucrurile au început să se schimbe total în viața mea. Am fost căsătorit de mai multe ori. Acum sunt căsătorit cu Loredana. Loredana Marin este soția mea. Avem doi băieți frumoși, pe Daniel și pe Filip. Unul are 5, altul are 6 ani. Dumnezeu poate schimba orice viață atunci când ești foarte sincer cu El. Noi mergeam tot timpul să cântăm, tot timpul. Mergeam o dată de două ori pe an să cântăm în Suedia. Plecam din România cu trupa și primul popas pe care îl făceam după un drum istovitor prin România, de la București, opream la Arad. Pentru că din Arad era unul dintre colegii noștri, cel care cânta la clape. S-ar putea să-l cunoașteți, este cunoscut în mediul evanghelic acum. Este vorba de Raymond Vancu. Raymond, locuind sau născându-se în Arad, părinții lui locuiau acolo și mergeam de fiecare dată și noptam, ne odihneam la părinții lui Raymond. Tanti Florica, pentru mama lui Raymond, fiind neoprotestantă, de fiecare dată când ajungeam în Arad, ne dădea câte un Nou Testament și ne îndemna să punem mâna și să citim. Și după aia să luăm deciziile cum credem noi. Hei, primind odată, de două ori, de trei ori, de patru ori Noul Testament de la tanti Florica, de la mama lui Raymond, colegii mei, Robert și Dragoș, chitară respectiv clape, au înțeles mai repede ca mine că e cazul să-și schimbe viața. Și s-au întors după prima întrevedere cu tanti Florica, la 2 ani, respectiv 3 ani. S-au întors la Domnul și l-au mărturisit pe Dumnezeu. Și au început să se hrănească din cuvânt puternic. Acum, fiind împreună, bunătatea lui Dumnezeu, după aia am înțeles și după aia am aflat, bunătatea lui Dumnezeu s-a revărsat și peste, și harul lui a venit peste trupa noastră și încet, încet am început să înțelegem valorile creștine. Tanti Florica, mama lui Raymond, s-a rugat necontenit pentru mine. S-a rugat pentru noi necontenit și a postit și s-a rugat săptămâni, luni, luni în șir, ca eu să-mi dau seama și să spun da și să mă predau. Într-un târziu, după ani de zile, Domnul i-a spus: nu te mai chinui, pentru că vremea lui încă n-a sosit. Când va veni vremea lui, el se va întoarce, pentru că el este în planul meu. Și am trecut la un moment dat, după ce i-a vorbit Domnul, pe la Arad, și de câte ori ajungeam acolo, mă muștruluia: de ce n-ai mai citit din carte? Te rog frumos, de ce nu mai citești din cuvânt? De ce nu înțelegi că singura noastră scăpare ca să putem trăi în curățenie pe pământul ăsta e să-L primim pe Domnul? Eu primeam mustrarea de la dânsa și la un moment dat nu m-am mai mustrat după ce Domnul i-a vorbit. Nu m-am mai mustrat și am întrebat, zic, dar mama Florica, zic, dar nu m-ați mai certat de data asta deloc. Și a zis: e, nu am o, zice, băi, Bodo. Zice, mi-a vorbit Domnul și mi-a zis că când o fi timpul, tu te vei întoarce. Zice, nu am nicio problemă. Am mai trecut, cred că, maxim un an jumate și împreună cu soția mea ne căsătorisem de câteva luni și pur și simplu ne uitam la binecuvântările care sunt în jurul nostru. O formație frumoasă aveam, ne aveam unul pe celălalt, aveam o casă, aveam două mașini și ne-am dat seama că n-am fost destul de buni să merităm ce avem. Și că ne încearcă un pic de rușine în fața Domnului pentru cât ne-a dat El, pentru sănătatea noastră, pentru familiile noastre, pentru
pentru tot, noi ne dându-i nimic în schimb și în momentul ăla am hotărât să-i dăm inimile noastre. Gândindu-ne la cât de bun a fost cu noi Domnul până în momentul acela. Și cine crede că ne-am schimbat imediat, după prima zi de pocăință, se înșeală. Și așa le explic tuturor, pentru că a fost un drum greu, este un drum anevoios, este un drum plin de provocări, este un drum plin de obstacole, plin de satisfacții imense, imense, care ne umple golul pe care nu l-a umplut, n-a putut să-l umple nimic altceva din inimă. Hristos ne umple sufletul, ne umple golul pe care l-aveam înainte, fără să mai avem nevoie să ne gândim cu ce să mai completăm noi, să nu fie întuneric acolo. Avem multă lumină în inim și noi am ales să ne mândrim cu Hristos. Să ne mândrim, să fim fericiți și să arătăm lumii întregi că noi aparținem, stăpânul nostru e Hristos. Și îmi place, chiar și acum, dacă cauți pe undeva Bodo pe YouTube, vei găsi una dintre primele postări, este o postare de pe Antena 1 de la vremea respectivă, Bodo de la Proconsul s-a pocăit. Lumea, dacă caută, va găsi aia. Pentru că au speculat toate publicațiile și toate emisiunile de scandal au speculat știrea asta. Extraordinară, nemaivăzută, extraordinar. Și chiar este extraordinar. Eu m-am bucurat foarte mult că am putut să spun că mi-am schimbat stăpânul. Dacă cel rău mi-a stăpânit inima și sufletul până în momentul ăla și mă făcea să deschid ușile larg celui rău, de la vremea respectivă, Domnul Iisus m-a învățat să închid ușile. Și am început să le închid încet, încet, să închid ușile spre cel rău și să le deschid doar pe cele care aveau, prin care primesc lumină. Și să umplu în lumină și nu în întuneric. Am primit foarte multe mesaje, primesc și acum extraordinar de multe mesaje. La început, vă spun sincer, nici nu știam cum să reacționez, pentru că după un an sau doi ani sau câteva luni sau chiar trei ani, chiar și cinci ani de credință, încă nu ești foarte stăpân pe reacțiile pe care în mod normal ar trebui să le ai, oricât te-ai ruga, oricât ai posti. Câteodată cel rău te atacă și se permit niște înțepături îngrozitoare, de genul: ce căutați voi să mai cântați în lume când v-ați pocăit? Răspunsul l-am avut dintotdeauna, numai că tonul nu l-aveam la început. Acum, să spunem, 7-8 ani, n-aveam tonul ăsta pe care l-am acum. Și poate că răspundeam mai tăios, că am rămas să cântăm în lume pentru cei care trebuie să audă vestea cea bună. Pentru că cei care n-au auzit vestea cea bună și nu vor să vină la biserică, n-au nicio șansă. Și Domnul Iisus a spus: mergeți în lume și vorbiți. Noi suntem cei care mergem și în orice concert pe care îl ținem, că sunt 300 de oameni sau că sunt 5.000 de oameni sau 10.000 de oameni, în timpul concertului nu există oraș care să nu fie binecuvântat. Mulțimea de acolo este binecuvântată la fiecare concert. Mulți dintre voi sau dintre prietenii mei ori să spună, sau dintre frații mei ori să spună: ei, prea puțin doar să-i binecuvântez. Dar nu-i prea puțin. Pe noi Domnul asta ne pune să facem. Dacă ați vedea reacția oamenilor din lume, care poate vin de la un concert de death metal sau de un concert cu sataniști, dar vin și ascultă muzica noastră după și sunt binecuvântați, în momentul ăla întind mâinile spre cer, ridică mâinile și se bucură toți, indiferent că ăla poate nu crede, ăla e ateu, ăla n-a fost de mic niciodată la biserică, indiferent de ce se întâmplă, toți se bucură atunci când sunt binecuvântați. De ce credeți? Pentru că prezența lui Dumnezeu acolo, împreună cu noi, îi mângâie pe toți. Harul lui cel mare, care se înnoiește în fiecare zi, coboară peste oamenii aceia. Mesajele noastre
sunt doar mesaje de dragoste curate, fără tente erotice sau fără, absolut o dragoste normală, curată, dragoste de aproape, multe dintre ele. Texte care ies din cotidianul, din tot ce se întâmplă cu noi, cu prietenii noștri, zi de zi. Noi scriem despre ele. Noi scriem și de fiecare dată înțelegem să-i dăm slavă Domnului, într-un fel sau altul, în text, într-o anumită parte. De ce? Pentru că doar cu El, prin El și cu El, putem să stăm aici unde ne-a pus El. Încă să lucrăm în afara viei și să le spunem oamenilor că noi am fost schimbați de El. E un cântec pe care noi l-am compus, în schimb textul a fost scris de un prieten, coleg de-al nostru, este rapper. El a fost un om de lume. Un om de lume care ne-a cunoscut pe noi și, stând mai mult de vorbă și cu mine și cu Dragoș și cu Robert mai mult, stând de vorbă cu noi despre Domnul și noi povestindu-i decât despre dragostea lui Dumnezeu, a ajuns să scrie un text pe care în alte condiții nu ar fi scris sub nicio formă. El fiind un băiat care nu-l cunoscuse până atunci pe Dumnezeu. El a scris textul de la un om mai bun. Este vorba despre mulțumirea adusă Domnului pentru tot ce face pentru El. Eu ne cerem iertare și îi mulțumim că în fiecare clipă e cu noi. Îmi place să pescuiesc, îmi place să stau pe malul apei, îmi place să stau câte 2-3 zile să urmăresc comportamentul peștilor, să urmăresc comportamentul lor în diferite perioade ale zilei. Îmi place să văd cum mănâncă noaptea, ziua, mai bine la adâncime mai mare, la adâncime mai mică, ce fel de momeală preferă. Și atunci când Domnul ne-a spus clar și mie mi-a spus foarte clar că mă va transforma și pe mine în pescar de oameni, și asta a însemnat că îmi dă toate cunoștințele necesare ca eu să devin un pescar de oameni. Nu m-am mai îngrijorat și am început să pescuiesc și am început să pun în practică toate cunoștințele pe care le aveam de la pescuitul peștilor. Numai că am transpus momeala pe care o foloseam la pește răpitor sau la pește, pentru că trebuie să schimb momeala de fiecare dată, sau la peștii de apă dulce sau la peștii de mare, trebuie schimbată de fiecare dată. Modalitatea în care vorbești oamenilor despre Hristos trebuie să o schimbi de fiecare dată. Trebuie să schimbi tonul, trebuie să schimbi felul, trebuie să te duci lângă om și să îi înțelegi nevoile foarte atent, foarte, foarte atent. Și asta îmi place să fac. Noi am fost lăsați să cântăm în afara viei, după cum am spus, pentru că noi putem duce mesajul evanghelic în locuri în care ceilalți nu au cum să intre. Și noi nu ne sfiim, pentru că asta ne-a dotat pe noi Domnul. Nu avem sfială. Deci noi nu ne sfiim să vorbim despre Dumnezeu acolo unde ajungem. Și cu naturalețe și cu dragoste, așa cum Domnul ne îndeamnă. Noi nu avem probleme. Noi putem sta de vorbă cu ei la masă, chiar dacă în fața mea sau la un scaun, la o masă de lângă mine, stă un puștan care își rulează un joint și încearcă să fumeze o țigară cu marihuana, eu pot discuta cu el și pot explica în momentul ăla și în locul ăla de ce nu e în regulă să facă lucrul ăsta. Alții nu pot face, pentru că nu pot ajunge în poziția aceea. Poate că puștanul ăla are un respect mare pentru muzica pe care o fac eu. Și atunci el mă poate asculta pe mine. Și mă bucur de fiecare, de absolut fiecare clipă în care am ocazia și Domnul îmi deschide uși de cuvânt la tineri, la artiști. Am fost onorat să cânt împreună cu Andra la un spectacol la Sala Palatului, împreună cu alți soliști de primă mână ai României, începând de la muzică populară până la muzică pop, rock sau rock.
am avut o mare, mare bucurie când, când am intrat în cabină și în cabina bărbaților, în spate. Ne schimbam cu toți și stăteam și așteptam intrarea în scenă. Și Dragoș Udilă, unul dintre tinerii muzicieni în România, vorbea cu Daniel Buzdugan despre Dumnezeu. Și am zis, Doamne, nu-mi vine să cred, ce se întâmplă? Wow, ce pregătit e locul! Ce pregătit e, dar ce frumos ai organizat, dar ce extraordinar! Am intrat în vorbă, am încercat să discutăm cu dragoste. În seara aceea, Daniel Buzdugan, mă mărturisesc că m-a ținut în mașină pentru că l-am dus acasă, m-a rugat să-l duc acasă și l-am dus. Am stat vreo oră jumătate în fața scării lui și am vorbit de Domnul. De ce? Pentru că am avut acces și pentru că am putut să o fac acolo. A doua seară, Domnul mi-a pregătit o altă surpriză teribilă. Andra a ținut neapărat să-i adune pe toți artiștii prezenți și să mulțumească tuturor pentru amabilitatea de a veni și a participa la concertul ei. Și am considerat că e momentul oportun, am cerut voie, le-am cerut voie și pot să mă rog pentru toată întâmplarea asta frumoasă și toți au spus ok. Și ne-am rugat, și ne-am rugat cu toții și toți au primit rugăciune și au primit tot acolo, au primit din bunătatea lui Dumnezeu. Și vocile de după rugăciune sau de după spectacol au fost, ce-mi place cum te-ai rugat, Bodo. Nu m-am rugat, eu zic, este binecuvântarea Domnului peste locul ăsta și este, noi considerăm că suntem obligați să-i mulțumim că am avut vocile la noi, că am avut zâmbetul la noi, că am fost sănătoși și că se întâmplă lucruri de genul ăsta așa frumoase în România. Dorința mea este ca toți cei care îl iubesc pe Domnul să meargă și să povestească despre El în diferite modalități. Așa cum vă povesteam de pescuit, pentru că mă întorc chiar la pescuit. Modalitatea de nu trebuie cu tot din adinsul să mă încăpățânesc să prind un pește răpitor la mămăligă. Ca să folosim momea la mămăligă. Pentru că ăla nu va mânca niciodată mămăligă. Decât printr-o întâmplare, poate să fie chior, orb și să mănânce mămăligă. Ăruia trebuie să-i dai ori un alt peștișor mai mic, ori o râmă, ori ceva din carne pe care să-l atragă. Nouă ne place să mergem, să schimbăm momeala de fiecare dată. Acolo, acolo, acolo. Unii dintre frații noștri sunt obișnuiți să dea cu un singur fel de momeală. Cu un singur fel de mămăligă. Pentru de ce? Pentru că așa au fost învățați. Mama, tata a dat tot la fel, bunicul tot la fel, cu aceea momeală a dat. Acum dacă ei au dat așa și au prins, sau mă rog, au zis că au prins pește, dau și eu așa. Dar poate că peștele tău mănâncă carne și trebuie să schimbi momeala. Și îndemn pe toți să fie atenți la nevoile celor din jurul lor. Să poată schimba, că nu într-un singur fel merge treaba asta. Și într-un fel sau altul trebuie să ajungem să despietrim, Domnul să despietrească inimile și să încălzească inimile celor cărora le vorbim. Dar asta nu o facem decât fiind noi maleabili, foarte maleabili. Și noi suntem. Trupa Proconsul e o trupă maleabilă. Când e voia lui Dumnezeu, toate lucrurile, deci toate râurile curg, tot curge. Și curge lin, fără vâltori, fără nimic. Curge lin. Când e voia lui Dumnezeu, curge totul lin. Mergeam spre... Cântam în deschidere la formația Deep Purple, la Cluj. Trupa Proconsul și după care trupa Deep Purple, legendara trupă Deep Purple, pe Cluj Arena. Și sunetistul nostru, care îl primise pe Domnul, Ciprian, ne-a rugat să mergem la spital pe drum. A zis, dacă avem timp la Cluj, dragi colegi, să mergem până la spitalul județean, pentru că am o verișoară internată acolo, care are o problemă, o operație la cap, zice, și aș vrea să ne rugăm pentru ea. Și am zis, ok, zic, dacă avem timp, cu drag, zic, să vedem cum facem cu timpul și cum... Și am intrat, dragi prieteni, în Cluj.
o circulație grozavă, o aglomerație teribilă, un furnicar. Bineînțeles, s-au întârziat probele de sunet. Noi trebuia să ajungem și la masă, și la hotel, să ne schimbăm, să ajungem înapoi la scenă. A fost ceva teribil. Și cu părere de rău, încă, dar mă gândeam doar că nu apucăm să ajungem la spital să ne rugăm. Dar nu i-am spus colegului de la sunet. Organizatorul ne-a anunțat că va trebui să mergem să mâncăm. Și ne-a și dat adresa locului unde trebuia să mergem, eram invitați să mâncăm, să luăm masa. Și ce credeți că locul unde luam masa era exact vis-a-vis, erau 9 metri între intrarea în restaurantul unde luam masa și intrarea în spitalul județean. Deci domnul a organizat ca noi să ajungem la spitalul județean și cu burta plină, liniștiți. Am intrat pentru că am avut timp, eram aproape. Am găsit-o pe verișoara lui Ciprian. Ne-am rugat pentru ea. Și a fost foarte interesant, pentru că la ea, ea era medic rezident. O domnișoară cu o cultură teribilă, cu un grad intelectual ridicat, dar la care boala ei se manifesta la un moment dat vorbind, ajungea să își dorească să spună un cuvânt pe care nu-l putea rosti. Și se făcuseră niște investigații, se făcuseră intervenție chirurgicală, bănuiau că cauza ar fi una, că ar fi cealaltă, anyway, nu se rezolvase problema. Ea era bandajată la cap și am vrut să mă rog cu ea, am mers să... a acceptat să se roage împreună cu mine, a acceptat să-l mărturisească pe Domnul și... Când am ajuns la pasajul, i-a repetat după mine, o puneam să repet. Când am ajuns la pasajul cu... Și îl recunosc. Pe Iisus Hristos, ca unic, mântuitor, n-a putut repeta mântuitor. Și atunci mi-am dat seama că atunci l-am prins pe cel rău. Pentru că el nu-i dădea voie să spună mântuitor. Și am zis, în gândul meu, te-am prins, mă învălui în sângele Domnului Iisus Hristos și facem în felul următor. Zic... Spune după mine silabic. Mân. Și a zis mân. Tu. I. Tor. Mântuitor. Și a spus mântuitor. Și atunci mi-am dat seama că totul a fost rupt. Când a putut să pronunțe cuvântul mântuitor, cuvântul care vindecă tot, am fost sigur că vindecarea intră în ea și că a fost vindecat. Și așa s-a întâmplat. În rezervă cu dânsa, cu verișoara lui Ciprian, se afla o doamnă cu soțul dânsei lângă pat. Și soțul dânsei, după ce ne-am rugat pentru cine vede pe Bodo și pe trupa proconsul, rugându-se într-o cameră de spital, știi? Și a zis, bă, zice, dacă tot s-au rugat la fata asta, zice, vă rog să vă rugați și pentru soția mea. Și am zis, cu drag, am dat mâna cu el și am zis, eu sunt Bogdan. Dânsul a spus, eu sunt Cutărică, sunt șeful poliției locale din Sibiu. Un domn cu mustață, îl țin minte și acum foarte ok. Și zic că ok, cum să nu? Numai că înainte să mă duc să mă rog, am avut de la domnul altceva de spus. M-am dus la Andreea, pentru că tot Andreea o chema și pe doamna, pe soția domnului polițist. Zic, Andreea, ai o ceartă cu cineva, așa m-a pus domnul să-i spun. Ai o ceartă, ai un conflict cu cineva pe care trebuie să-l rezolvi. Zic, ar trebui să pui mâna pe telefon, dacă mă întrebi pe mine, și să rezolvi treaba asta, indiferent de ce se întâmplă la celălalt capăt al firului, al telefonului, în partea cealaltă, sau ce părere își face persoana respectivă, că te iartă, că nu. Zic, tu trebuie să faci lucrul ăsta. Și zic, îl iubești, după aia am început, am întrebat-o dacă îl iubește pe Hristos, dacă înțelege. Și a făcut și ea rugăciunea de primire și am plecat de acolo. Am avut un spectacol la multe luni după asta în Sibiu, unde am mers cu mașina mea personală și din greșeală am ajuns, în loc să ajung în spatele scenei, pentru că era un spectacol open air, am ajuns în fața scenei. Fața scenei, gestionată într-un fel sau altul de către poliția locală. Am oprit mașina și am întrebat cum pot ajunge
pe o străduță lateralnică în spatele scenei, unde trebuia să ajung cu... Nu mai aveam ceva instrumente, mașină. Și am întrebat doi tineri polițiști locali, domnilor, cum pot ajunge în spatele... Și împreună cu polițiștii locali s-a întors la mine un mustăcios și mi-a zis, Bodo! Și am zis, domnule comandant, m-am dat jos și l-am recunoscut pe soțul Andrei de la Cluj, din spital. Și m-a întrebat cum sunt, ce fac, și a zis, sunt fericit să te văd, să te revăd, zic, ce face Andreea? Și el a zis, Andreea? Da. Și a strigat-o. Andreea se afla la vreo 20 de metri și a zis, Andreea! Andreea a venit alergând, uite, am uitat să vă spun că ea avea o problemă neurologică, cu spatele nu putea merge foarte bine. A venit alergând și când a ajuns lângă mine, m-a luat de mâini, mi-a strâns mâinile, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, mi-a luat 3 zile să dau telefonul ăla de care ai vorbit tu. Și a zis, slăvit să fie Domnul, acum ești bine? Și a zis, n-am nicio problemă. Trebuie să folosim mai mult dragostea lui Dumnezeu. Mai mult, mult mai mult. Trebuie să iubim mult mai mult. Trebuie să iubim și atunci când suntem înjurați. Trebuie să iubim și atunci când ne desconsideră unii. Trebuie iubit.